Ce faci, Mihăiță? Să mă duc mai aproape? Mă auzi? Ana, să știi că nu te văd, însă abia auzindu-te în ambele urechi, îmi dau seama că ai o voce foarte bună. Ai o voce foarte bună pentru radio. Da, cu siguranță e cea mai bună versiune la radio? Nu la radio, la TV. Niciodată. Mă bucur tare mult că la TV ești invitata mea. Și chiar am putea schimba titlul emisiunii în Răuță, dar Bunuță. Deși diminutivele nu ți se potrivesc. Corect. Adică tu ești Morodan, nu poți fi, zic, nu poți fi Morodanica, nu poți fi Morodănușa. Dar de ce vorbim atât despre mine? Despre nu mine ești contesica, contesuța, emisiune. Ești contesa. Zine tu ce faci acolo. Asta s-o crezi tu. Ai un desfășurător. Unde-i? Asta este prima greșeală a oricărui prezentator de televiziune, Hai, să creadă că emisiunile sunt despre el. Niciodată. Hai că mi-e încade casca, zi. Gata, zi. Îți cade casca. Gata. Sunt tot felul de probleme, Ana. E un fel de raid, dar bun expres. Dar tu nu o mă vezi, vezi pe mine. Bine ai venit în aventură. Asta este abia prima. Zi ce faci acolo. Nu te acolo? Văd, dar te aud și ți-am zis ai o voce de radio. Ce faci acolo, Mihai? Ai o voce de radio romantic. Fac Forța Zoo și ne-au mai rămas vreo câteva ore până când o începem. De câteva ore aici, pe stadionul Dunărea din Galați, au început probele, asta după vreo 5 zile în care am montat scena asta, care este monstru, efectiv. Astea sunt ecranele din spatele meu, iar scena e până la cer, până la nori, practic. E cea mai mare scenă pe care am avut-o până acum la cele 9 ediții de Forța Zoo. Ăsta este momentul în care pe scenă repetă Shelly și toată gașca de la Five Gang. Uh-huh. Tocmai a ieșit din repetiții Carmen. Urmează alți artiști până spre miezul nopții. Știu că a fost o furtună îngrozitoare în București astăzi. Eu eram pe drum spre Galați. Îți jur, exact când am intrat pe digul dintre Brăila și Galați, ploaia s-a oprit. În Galați n-a mai plouat. Uh-huh. De azi după masă. Nici n-a fost furtuna astăzi, așa că toate probele, toate testele, toate pregătirile s-au desfășurat conform programului. Deci, ce se întâmplă mâine, eu... nu știu dacă te-ai uitat vreodată. Din câte am de acolo, din... e cel mai tare concert din țară. Zi? Nu? Adică ăsta o să fie cel mai mare concert. Nu știu dacă e cel mai tare. Cel mai tare e ăla care îți place ție. Dacă vorbim de mărime, da, este cel mai mare concert ca asistență, ca număr de oameni prezenți într-un singur loc la un singur fapt artistic. Și cel mai mare număr de artiști români care urcă în fiecare an pe o scenă. Anul ăsta avem peste 30, sunt peste 100 de hituri cântate de mâine după masă până mâine către miezul nopții. Cântecele alea care ți intră în urechi, urechelnice se numesc, care ți intră în urechi, tâmpițele unele dintre ele, altele, nu știu, rezistă peste 20-30 de ani, adică greatest hituri, toate se cântă mâine aici pe scenă la Galați. Holograf o să deschidă balul undeva înainte de ora 17 și închidem târziu noapte, nu o să vă spun care e ultimul artist, dar... Din trei încercări, dăm trei variante. Cu cine se închide mâine? Nu știu cu cine se închide din ce mâine, știi că tu, nu știu din artiștii din România. Line-up-ul, dar știu că prezinți concertul ăsta de 9 ani. Mai ai toți, încă emoții? Sunt toți. Mai ai încă emoții? Nu, zi-mi un... Ana, zi-mi un nume de artist din România. Delia? Cu care închide tu un concert? Delia? Ok, cu Delia închide. Delia e mâine aici. Acum o să vedem dacă ea închide sau nu. Carla's Dreams, iată, avem două variante de închidere pentru Forța Zoo. Așa. Și ești foarte, foarte aproape de răspunsul corect. Nu știu, dacă la am emoții, examen m-ai întrebat? Nu ții de ajuns că am venit să țin locul, mai îmi dai și examen. Nu știu. Păi m-ai întrebat mai devreme dacă am emoții. Păi da, dar nu Eu am un vis. În fiecare an, în fiecare... Ce, nu ne auzim bine? Mă auzi? Nu, m-ai întrebat dacă am...
Nu ne auzim bine, e un delay. O să încerc să sumarizez. Fii atent. Okay. În fiecare an, înainte de ziua Forța Zu, în noaptea dinainte, am același vis. Ăsta e al 9-lea an și probabil o să-l am și noaptea asta. Și anume, visez că nu vine nimeni la concert, că toți artiștii sunt pregătiți să urce pe scenă și în fața scenei, anul ăsta pe stadion aici la Galați, nu este nimeni. Astea sunt singurele emoții pe care le am. Și emoțiile astea trec în după amiaza concertului, când văd toată forfota din oraș, fie că, nu știu, a fost Brașov, Sibiu, București, Iași, Cluj și toate orașele în care am făcut concertul. În Galați deja e nebunie, au venit deja o grămadă de oameni din toată țara, care se adună o dată pe an la Forța Zu. Iar aici pe scenă, căci Forța Zu nu e despre mine, cum Răida Bun nu este despre mine și nici despre tine, ele sunt fetele mele de la Zu. Asta se simte amenințat. Formația cum? Noi suntem formația Tu Gang. Și am gang. Cum adică? El este Shelly. Și vrem să-i prezentăm și Shelly în momentul da, nostru. Avem. Aveți un moment pentru Shelly? Da, ne iei informație mâine dacă... 1, 2, 3 și... Sos în cantități industriale, boss. Femeia ta-mi dă târcoale, tos. Eu pun zahăr, eu pun sare. Fetele astea două o să aducă mâine soare. Yes! Shelly, astea sunt cele mai bătrâne fane Five Gang, practic, colegele mele de la Radio Ema și Tea. Shelly, împreună cu Five Gang, sunt la probe în momentul ăsta. Cum ți se pare stadionul? Cum ți se pare scena asta? E super fresh, o să fie foarte multă lume mâine și de-aia mă gândeam să fac o schimbare de ultim moment, să-i dau pe toți afară și să vă reiau pe ele. Sunt profund impresionat de prestația voastră, hai să ne vedem la studio, poate facem un hit. Dar nu faci și mie cunoștință cu Five Gang? Deci eu nu-i știu pe unii. Nu vrei să-i chemi aici că nu am cablu la microfon, te rog. Îți dai seama, o să-i cunosc pe toți membrii Five Gang? O să cunoști doar 3 dintre membrii Five doar Gang. Doar 3? Pentru că Exploit și Pain o să vină mâine. Încă Exploit e băiatul care întârzie tot timpul, nu? Da. E contracot cu Pain. Eu am avut filmări pentru piesa lui Pain în... Pe el îl știu deja. Salut! Să rămână, bine ai venit! Bine v-am găsit! Ce pregătiți mâine pentru Forța Zu? Multă distracție, mult sos și mult hype. Ai înțeles ce înseamnă sos, Morodan? Morodan prezintă Răida Bun în seara asta. Sos! E sos de sarmale! Ce sos? Nu înțeleg. Dacă știi ce înseamnă sos, nu e sos de sarmale. Îl pui pe burger. Morodan, săptămâna viitoare vin la tine la birou, la castel unde stai tu și îți explic... Vin cu Shelly și îți explic ce înseamnă sos, Shelly, explică-le Morodan. Băi, sosul ori rai, ori nu rai, nu există in between, te naști cu el, știi ce zic? Nu poți nici să-l dobândești, nu poți nici să-l pierzi, e sosul tău, te naști cu el. Da, exact. Ai un fel de te consideri un om cu sos? Mi-ai. E un fel cu de sos, cool, mă. E un fel de cool, nu? E un fel de cârmâz. De cârmâz, cum zici tu. Cum zicem noi. Care nu e păi, eu am zis înțelegi? Suntem undeva pe acolo. Suntem prea bătrâni noi, lasă. Five Gang, mâine seară, prima oară la Forța Zu. Nu suntem bătrâni. Ba da, eu sunt bătrână și mă bucur de asta. Poate tu. Eu sunt și înțeleaptă. Da, ești bătrână, dar atrăgătoare. Ai ce sosul drăguț tău. Păi am, culnăsul meu. Sos. Cine pui mai vorbește ești foarte sos? Drăguță. De cap. Îi lăsăm pe Îi lăsăm pe Five Gang să-și continue probele. Vreau să-ți mai prezint pe cineva. Carmen, dacă se poate... Carmen e prima artistă sosită la probe astăzi, cea mai muncitoare dintre toate. Bine ai venit! M-am trezit dimineața, mi-am făcut temele, azi noapte n-am dormit, azi dimineața am mâncat un sandwich și am venit în forță prezentă aici să prestez pentru Forța Zu. Dar mi se pare că ești foarte... Ce? Ai foarte multă treabă pe scenă, adică nu te-am văzut niciodată, tu însărcinată fiind în 7 luni. Niciodată nu te-am văzut făcând atâta coreografie într-un concert. Da, suntem foarte mulți și avem și recuzită și ne-am organizat foarte rapid că n-am avut timp să repetăm foarte mult. Și suntem așa în agitație, deci când vorbesc cu tine acum îmi vine să sar, știi? Să dau afară puțin energie. La noapte nu știu cum o să dorm. De fapt, Carmen a pregătit momentul ăla pe care l-a gândit Beyoncé pentru Forța Zu, dar n-a putut să ajungă anul ăsta. Ce
mi-aș fi dorit eu să fie adevărat ce zici tu, dar Doamne ajută. Abia aștept. Carmen, să ai o noapte bună și mâine facem cel mai mare concert din România împreună. Îi dau legătura lui Morodan acasă. Noi ne ocupăm de toate treburile pe care le mai avem de făcut până mâine, la ora 14, când deschidem porțile stadionului Dunărea din Galați. E important, ăsta e un anunț pe care îl fac cu toată sinceritatea și un sfat în același timp, să veniți cât mai repede. În momentul în care stadionul ajunge la capacitate maximă, nu o să mai permitem accesul în stadion pentru siguranța, pentru siguranța voastră. O să poți intra după ce se umple, după ce se umple stadionul, o să poți intra doar dacă ies alți oameni. Așa că de oriunde vii, din țară, pleacă dimineața de vreme, ajungi în Galați cât mai repede, la ora 14 să fii, dacă se poate, în preajma stadionului, ca să-ți ocupi locul ori în tribune, ori aici pe gazon, ori chiar aici în fața scenei, unde stau fanii adevărați și unde sunt sigur că ar sta și Morodan dacă ar veni la Forța Zoo într-o viață viitoare. Ana, mulțumim, succes! Mulțumim, Mihai! Pa! Te așteptăm să te întorci. Succes mâine! Îți mulțumesc mult de tot!